5 sau plus 5? Plus 5. Ia să vedem. X pătrat. Nu, e minus. Minus, da? Hai să vedem. Hai să vedem. Face x pătrat. Minus x minus 5, x minus 6. Păi e minus 4. Atunci, cum scriu? Minus 4? Da, 4. Dar cât doar trebuie să fac pe 5? Da, pentru că x minus 1 pe lângă x plus 4. Eu așa am spus. X minus 1 pe lângă x plus 4. Plus 4. Ia să vedem, probabil. Acum așa vedem, da? X pătrat plus 4x minus x. Plus 4x minus x face? 3x. Și nici minus 1 ori 4 fac 5. Exact. Deci ai făcut bine. O să ca x pătrat plus 4x minus 4 minus 1. Și avem că... După mai multe încercări, dacă nu vă iese, este să... Că ceva nu e în regulă. Eu. Ne auze câinele. Și vă duceți cu delta și gata. Dar totuși, 4 ori 1. 4 ori 1. Nu face 5. Nu face 5. Acolo trebuie să facă... Acolo e produsul, suma e la mijloc. Deci astea două mulți îți fac 5. Deci 1 ori 5, dacă vrei. 1 ori 5, dar se strică. 1 ori 5, dar se strică jocul. Ia să vedem de ce se strică. A trebuit minus 5. Minus 5 și acolo plus 1 și plus 5. Păi facem plus 1. Plus 1 și plus 5, da? Minus 1 și plus 5. Dar nu mai face plus 5 la mulțire. Trebuie. Să notăm x la 2 minus 4x plus 5 cu un a. Că de sub avem tot x la 2 minus 2x minus 5. Deci, după ce ați făcut câteva fătură, care e logica? Deci, după... Nu mai ești vorbit să vezi ce vreau să transmit. Deci, după ce ați făcut câteva tatonări, așa cum a ieșit în urmă, așa de frumos, repede le-am văzut aici. Cred că și aici o să vedem ceva, nu știu, sigur. Dar am și văzut, am ieșit, ieșit. Aici se deblocați. Da. Înseamnă că, pe loc de fapt, ești x pătrat minus 4x plus 4 plus 1. Fac asta un pătrat perfect. Corect. Și face x minus 2 totul la pătrat plus 1. Care e strict mai mare ca 0. Nu există niciodată o valoare care să facă 0, dar să găsești rădăcine. Adică rădăcine vor fi... nu le găsești. Delta e negativ. Și dacă delta e negativ, nu ai rădăcine. Nu are descompunere. Da. Dar x la 2 minus 4 x plus 5 cu 1 sau o lăsăm așa? Nu, o lăsăm așa. Lăsăm așa, că n-am găsit descompunerea. Nouă ne trebuia. Acum, când noi facem aceste lucruri, cu gândul că la întoarcere trebuie să vedem niște valori. Nu avem ce să vedem, că e pozitiv. Pozitiv. Da? Da? Deci aici lăsăm x pătrat minus 4x plus 5. Deci nu ziceți cu delta, vedeți că delta e negativ, o lăsat așa. Asta e. Și delta e negativ acolo. Da. Asta e motivul pentru care... Și o să ia, ia, am vedem cu delta repede. Ia să vedem aici x. Minus cât? Pe lângă x, minus sau plus 15. Cât oricât? 3 ori 5. 5 ori 5. Adică să spun undeva 3 plus 5 și plus 5. Asta se facă minus 15. Minus 3x pătrat. Este. Plus 5x minus 3x face plus 2x. Plus 5 minus 5. Și gata, ești. Păi și 3. Deci jucați așa, șmecheria asta, că aveți descompunere. Bă, tot secret să mă discuteți la de la lucru. Ați așezat așa, vă iese și merge mai departe. Da. Ia să vedem pe dracu cu asta. X plus 4, X plus 3 cu X plus 4 plus 4. Și ne-a rămas sus. Da, stop. N-am pus condiții. N-am pus condiții. Deci nu simplificăm. Deci, am pus acum, x e 3, am zis minus 3, dar 3 tăiață. Deci, pe minus 3 nu este. 3 nu. Minus 3, minus 4, 1. Minus 4. Minus 4, 5. Și 5. 1, a spus, și 5. 5. Bine, da. Deci, la numitor te uiți. Deci, s-a zis minus 3, minus 4. 1. 1. 3 și 5. Hai și 5. 5 și 5. Bun. Și
acum voi spune gamă de parte cu x minus 1 supra x plus 1. X minus 1 supra x plus 3. Ori x plus 3, ori x plus 3 plus x plus 5. De ce x plus 3 s-o teva? De acolo. Ori x plus 3. 3 plus x minus 5. Așa. 3x la 1 minus 4 x plus 5. Supra x la 1 minus 4 x. X plus 3 plus 3. Mai bine. Așa. 3x la 2. Vedem acum, ce facem acolo. Le spunem, le facem. Și aici, x pătrat, minus 6x. Nu ne așteptam să dea asta. No, nu, că altfel de să o puneam. Sigur că da. Deci nu ne așteptăm. Facem așa ca să fie făcut. Minus 6x plus 5. Da. Supra x pătrat, minus 4x plus 5. Asta e forma finală. Forma cea mai simplă. Ce ați învățat din acest descompune, factorizarea asta rapidă? Deci, obiectiv, aveți, dacă nu aveți aici coeficient. Și chiar dacă aveți, dacă ar fost 2x pătrat, nu știu ce, una x și acela 2x. Și dacă nu este așa, schimbați coeficienții și tot vă duciți. Pierdeți mai mult timp decât cu delta. Normal. Că la fel de delta rădăcini descompui, nu știu ce. Mai puțin timp. Mai puțin timp da. Aici. Da. Mai mult timp ați face cu delta. Mai... Așadar, să faceți faci un pic de sinteză. Da. Racionalizarea într-un tur. Circular drept. Apoi. Con. Și
Vreau o săptămână, săptămâna viitoare, și tot ce ar nu intră în examen. Așa. Așa să fie. La revedere!